ziua! Putem începe, cred că? Mi-mi spune Adrian Băluțel, eu sunt președintele organizației de tineret PAS. Astăzi am venit în fața guvernului pentru a transmite prim-ministrului și guvernării lui Igor Dodon o scrisoare. O scrisoare cu 10 întrebări colectate de la cetățenii Republicii Moldova, de toate vârstele, din toate mediile, din întreaga țară. Aceste întrebări reprezintă îngrijorările cetățenilor cu privire la calitatea vieții în Republica Moldova, cu privire la costul continuu crescând a produselor alimentare, costuri care cresc într-o perioadă de pandemie și costuri care cresc la produsele care sunt de primă necesitate. Aceste întrebări țin de costul care crește la transport, la costurile de transport interurban și care cresc într-o perioadă în care prețul la petrol și la produse petroliere scade în întreaga lume. Aceste întrebări țin de discrepanța enormă dintre veniturile cetățenilor din Republica Moldova și prețurile extraordinar de mari, care deseori sunt comparabile cu prețurile europene, prețurile din Uniunea Europeană. Și mai mult ca atât, aceste întrebări țin de nedumerirea cetățenilor Republicii Moldova, de ce în țările unde salariile sunt de câteva ori mai mari, unele categorii de produse sunt cu mult mai ieftine decât în Republica Moldova. De exemplu, în Republica Moldova, prețul mediu la un preparat esențial pentru tratarea răcelii, ca Coldrex-ul, costă, de exemplu, 100 de lei. Pe când în Republica Moldova, la cursul de astăzi, costă în jur la 70 de lei. Un termometru în Federația Rusă costă 21 de lei, pe când în Republica Moldova el costă 48 de lei. Aceste întrebări merită adresate guvernării lui Igor Dodon și prim-ministrului Ion Chicu, și am venit astăzi specific la guvern pentru că aparent domnul Dodon rămâne neclintit față de problemele oamenilor, neclintit față de criza care are loc în țară și nepăsător față de nevoile și problemele și întrebările care le au oamenii față de guvernare și întrebările care oamenii vor ca guvernarea să le soluționeze. Astfel, urmează să mergem cu aceste întrebări pe Ștefan cel Mare, astfel încât și oamenii să le vadă. Mergem la intrarea de la Bodoni, unde este cutia de scrisori pentru guvern, și să depunem această scrisoare. Nu așteptăm un răspuns privat, așteptăm un răspuns public, așteptăm un răspuns sincer și mai mult ca atât, ca și toți cetățenii acestei țări, așteptăm soluții pentru a rezolva problemele oamenilor într-o perioadă atât de grea. Vă mulțumim și mergem în direcția, prin fața guvernului, în direcția intrării de la Doni. Dar vă rog frumos, mergem încet, că să reușească și colegii de la presă. Treci, rog, tu în față cu 10 întrebări. Op, 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 atent, vă rog frumos. Dați-mi rog într-o parte așa.
stați, colegii, să treacă. Atent. Vă rog frumos, atent. Așa. Eu încă o dată aș vrea să reiterez faptul că noi am ajuns public la această măsură de a veni cu această scrisoare deschisă, de a solicita public răspunsuri la asemenea întrebări stringente, pentru că guvernarea rămâne a fi tăcută față de nevoile oamenilor, rămâne a fi nepăsătoare față de provocările care oamenii din această țară le întâmpină. Și când vorbim de provocări, noi nu vorbim despre chestii desuori majore, în special în asemenea perioadă. Noi vorbim de chestii simple, de prețurile la produsele esențiale, de prețurile la călătorii în transport public, de calitatea produselor, de accesul la minimum necesar pentru o viață decentă în Republica Moldova. Asta este un minim pe care orice guvernare ar trebui să o îndeplinească. Și în cazul în care ei nu pot să o îndeplinească, ei ar trebui să plece. Igor Dodon, împreună cu Ion Chico, ar trebui să plece dacă ei nu pot asigura prețuri decente într-o perioadă de criză pentru oameni. Ei trebuie să plece dacă ei nu pot asigura călătorii sigure și la preț accesibil pentru cetățenii acestei țări, călătorii cu transportul public. Ei trebuie să plece dacă nu pot asigura ca prețurile pentru agricultori și pentru antreprenori să nu crească în perioade de criză și să nu crească datorită mofturilor unor companii mari și a unor grupări de antreprenori care activează ilicit. Respectiv, transmitem această scrisoare și mulțumim că ați venit să asistați la această manifestație. Colegi, eu vă rog să ne punem în fața guvernului, poate tot ne vede cineva din echipa domnului Chic și ne aude. Bună ziua! Bună ziua! La corespondență, da? Da, da. Repet că ne dorim un răspuns public către cetățenii acestei țări, pentru că aceste întrebări sunt formulate de cetățenii acestei țări. Mersi. Microfoanele? O zi bună! La revedere!